Frați creștini, bună ziua la toți care mă cunoaște, mă știe și îmi privesc acest film. Mă numesc Ioan Gorda, sunt preot paroh de 31 de ani aici la Biserica Sfântul Ierarhie Nicolae, făcător de minuni. Sunt înzestrat cu ceva frumos, Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva cântări frumoase, cu o voce mai plăcută și, desigur, mă stăresc să o laud prin cântări pe Preasfânta Născătoare Dumnezeu, pe Mântuitorul Colin și alte rugăciuni, din care de multe ori sunt puse pe pagina de Facebook și mulți ascultători o ascultă, le ascultă, le privesc, le place și mă bucur. Și sunt mulțumit foarte pentru că se bucură de aceste frumoase cântări. Dar iată, dacă vă reamintiți un an trecut, un an în urmă, am avut o ocazie, o întâmplare. Deci din cei care mai mă ascultă pe mine sau mă privesc, au gândit să câștige un bani mai ușor. Niște oameni șmecheri care s-au dat cu părere că ar fi bine ca prin mine, păcătos, să câștige un ban, să le vină un ban pe așa, pe degeaba. Și iată, mi-au copiat pagina mea de Facebook și au ieșit și au dat mesajuri pentru că am nevoie de mult ajutor, sunt bătrân, sunt neputincios și așa mai departe. Și oamenii creștini au început să adună bani. Au deschis un cont fals, care nici nu-l cunosc, nici nu știu și nici l-am văzut decât numai pe pagina mea. Dar este o pagină falsă, nu este adevărată. Am adresat către frăților voastre să nu depuneți bani pe acest cont. Și totuși, poate și-au pus cineva, noi nu știm și eu nu cunosc. Dar un an de zile am fost mai așa, putem spune așa, n-am avut mai multe probleme. Și iată, din nou a apărut altcineva care mi-au scos niște poze de la Sfintele Biserici, de la Botoșan și altele biserici, de la slujbele sfinte, și le-au pus, iarăși au făcut o pagină falsă de Facebook, ca și când ar fi a mea. Și s-au adresat către creștini, către toți care mă cunosc pe mine, că eu parcă ar fi și am fi avut nevoie de ceva, de un veșmint sau preoțesc sau de un ajutor oricare pentru Sfânta Biserică. Nu este drept. Nu m-am adresat niciodată pe pagina de Facebook pentru ajutor. 31 de ani ne slujim, mai slujesc aici și n-am avut ocazia, ne-am descurcat toți cu creștinii satului. Îmi pare foarte rău și, desigur, de oamenii cei care ascultă aceste persoane și pun bani pe acest cont fals, care nici nu știu și nu cunosc, cum și-am amintit, dar primesc bani ceilalți care au făcut această pagină falsă. Deci eu vă rog frumos, din suflet, deci nu depuneți bani pe acest cont fals. Cine vă răspunde? Ce fel de pagină ar fi? Să știți că asta este o minciună și caută să scoată banii voștri munciți din truda voastră. Vă rog foarte frumos, dacă o fi nevoie, dacă o fi nevoit eu ca să mă ajutați cu ceva, eu o să vă spun singur pe foaia mea de Facebook, originală, și o să cer ajutor dacă mi-a fi dacă o să trebuiască. Dar sper că nu va trebui. Da, mi-au spus că la noi în țară, că e război și că suntem foarte, trăim mai greu și nu avem de unii. Avem veșminte, slavă Domnului, chiar la noi, aici în Sfânta Biserică, sunt 32 de perechi de veșminte noi, în care nu am când le îmbrăca, le lua. Dar totuși, nu, eu mă descurc în toate ce le am eu. Și dacă o să trebuiască, eu am creștinii satului care mă susțin, care înfrumusețează acest sân la caș și care totdeauna mă ascultă și îndeplinesc cerințele mele.
niciodată n-am voit să mă duc la cineva să cer un ban, că noi ne descurcăm singure. De aceea vă rog foarte frumos, cei care priviți această pagină a Facebook-ului meu, luați în considerare, nu depuneți banii voștri munciți pe conturi străine, care caută să se îmbogățească pe mine, păcătosul preotului Ioan. Un Dumnezeu să aibă în pază Lui, să vă crotească familie voastră, să aveți bucurie inimile voastre. Eu mă stărui să aduc la inimile voastre frumoasele cântări care, desigur, îndată se apropie și colinzele și cântările care le știm, le cunoaștem și îl lăudăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Maicuța sa cea sfântă, prea sfântă, Născătoare Dumnezeu, care ne rugăm și sperăm că așa va fi. Încă o dată, felicitările care se apropie de pământul acesta, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos după trup. Fiți binecuvântați cu toții, străiți mulți și fericiți ani. Amin.